Bun găsit, domnilor și domnilor, la Brașovul Actual. Discutăm în această seară despre Comuna Cristian, o localitate în care se trăiește ca la oraș. Și l-am alături de mine pe domnul Gicu Cojocaru, primarul Comunei Cristian. Bună seara. Și bine ați venit la noi în studio. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule primar, foarte multe persoane se mută la Cristian, vorbim de tineri, de vârstnici. Ce îi atrage acolo la dumneavoastră? Cred că, în primul rând, faptul că suntem o comună frumoasă, o comună care se dezvoltă de la an la an, o comună atractivă atât pentru persoanele tinere, dar și pentru oameni de afaceri care găsesc în comuna noastră o localitate, pe lângă faptul că este frumoasă și apreciată, este foarte aproape de Brașov și accesibilă pentru navetiști și oamenii care au joburi în orașul Brașov. Ce populație este în Cristian? Deci, în prezent, am ajuns deja la 5200 de locuitori, deci în fiecare an avem o creștere de la 200-300 de locuitori, deci în fiecare an. Deci avem posibilități și ne vom dezvolta în continuare. Vorbim în principal despre tineri sau mai mulți vârstnici care doresc să vin acolo la dumneavoastră, care se mută în localitate? Și tineri care au anumite posibilități, să zicem, financiare, pentru că în Cristian terenurile și imobilele în general au prețuri destul de ridicate, dar și oameni de afaceri care au afaceri prin Brașov sau chiar în Cristian vin an de an și caută locații pentru și pentru zonele de afaceri, dar și pentru imobilele, locuințe să le aibă în comuna noastră. Și cum stați cu șomajul, domnule primar, în această situație? Prost, sau bine zis, că în sensul că în avantajul localității noastre și al cetățenilor, prost în sensul că nu avem șomeri, deci este bine pentru comuna noastră. Avem societățile din zonă care ocupă un număr de 6-7 mii de locuri de muncă, pun la dispoziția cristonovenilor, dar și a brașovenilor și a localităților din vecinătate. Deci, practic, noi, Cristianul, foarte puțin, deci poate 20-30 de persoane, să zicem, care nu au loc de muncă, dar și pentru aceștia am deschis, practic, așa cum am promis în campanie, am deschis un acces de înregistrare la registratura primăriei a intenției de a căuta un loc de muncă și ne preocupă și prin relațiile, comunicările care le avem cu societățile din zonă, încercăm și pe aceștia să-i angajăm și le urmărim evoluția dosarului, să zicem așa. Și asistați sociali? Avem 12 persoane care majoritatea au unele probleme, să zicem așa, de sănătate. Deci, nici pe partea socială, Comuna Cristian nu are probleme. Ce proiecte aveți în acest moment, domnule primar? Ce investiții se desfășoară în Cristian în acest moment? Deci, dorim să fim îndrăzneți, dorim să implementăm proiecte mari și importante pentru comuna noastră. Am promis fonduri europene și în acest sens, la 4 luni de zile de la mandat, am depus un proiect pe fonduri europene. Despre ce proiect este vorba? Este vorba de un proiect pe 4 linii de finanțare, practic economic, social, sănătate și pe mediu. Deci, pe acest proiect, practic, încercăm să ne rezolvăm unele proiecte pe învățământ, pe partea de program școală după școală, să dotăm dispensarul din localitate, unele clădiri ale primăriei, școala și, de asemenea, să avem și o implicare pe partea de angajare, exact cum spuneam, a persoanelor care sunt în căutare de muncă. Venim cu aporturi din partea Uniunii Europene, în sensul că cei care angajează persoanele care sunt identificate pe partea socială primesc un surplus din o sumă alocată de primărie prin fonduri europene, care vine în susținerea angajatului și în integrarea acestuia. Așadar, încercați să atrageți cât mai multe fonduri, da, europene. Deci un proiect 4 milioane și
de euro. Deci, practic, bugetul Comunei Cristian pe un an și jumătate, dacă ne așezăm un pic pe partea de investiții. Deci, o implicare foarte mare va trebui să o avem atât noi, conducerea primăriei, cât și angajații primăriei, care va trebui să se implice ca acest proiect să aibă finalitate și mai ales că mai avem încă 3 proiecte depuse care sunt în evaluare. E vorba de niște o rețea de apă, canalizare, cartierul Brazilor și grădiniță. Deci, practic, dorim să construim o grădiniță, tot pe fonduri europene, având în vedere că comuna noastră se dezvoltă și avem probleme cu spațiile pe partea de învățământ. Spuneți într-adevăr înainte de alegeri că vreți un Cristian care are curajul ideilor mari și al proiectelor îndrăznețe. Iată că aveți multe proiecte în desfășurare, în derulare, să spunem. Da, pe lângă cele menționate, care practic au intrat într-o fază de evaluare, este de menționat faptul că avem în lucru un SF pentru dispensar, care dorim să-l reabilităm în totalitate. Dorim să construim niște construcții noi pe partea de garaje și pentru pompieri și pentru societatea Dorobeiu a primăriei, societatea comunei noastre. Pe lângă aceste proiecte, dorim să mai facem o zonă de agrement. Avem un teren undeva în zona avicola, deși pe acest teren dorim să realizăm un proiect important. Am mai achiziționat un teren. Ce proiect important, domnule primar, aici? Poate, cred că ar fi bine încă să nu ieșim pe la rampă cu gândirile care le avem, dar cu siguranță dorim să realizăm un proiect care să atragă turiștii și să contăm și din acest aspect pe raza județului Brașov. Vorbim de un proiect turistic pe acel teren de 200 da, și da, ceva de mii de euro. Da, vorbim de un proiect turistic. Încă nu avem o decizie finală în cadrul Consiliului Local, dar cu siguranță va trebui să fie la înălțimea Comunei Cristian. Stați cu străzile. Sunt toate asfaltate? Da, Cristianul are în mare parte străzile asfaltate. Acele străzi care încă nu sunt asfaltate și care probabil în următoarea perioadă vor intra în atenția noastră sunt în faza de atrecerea în domeniul public. Deci este una din cele mai mari probleme care le avem pe partea de domeniul public, în sensul că străzile nu sunt întăbulate pe Comuna Cristian. Dezvoltarea localității au făcut în așa fel ca anumite terenuri, drumuri private care au fost create în cartierele care s-au dezvoltat să fie și în prezent în proprietatea unor persoane fizice, situație în care suntem în demersuri prin care dorim ca aceste drumuri să treacă în domeniul public. Am organizat diverse întâlniri cu cetățenii care locuiesc în zonă sau care mai dețin terenuri în astfel de situații, fiindcă, așa cum știți, pentru a realiza unele investiții trebuie ca acele drumuri să fie în domeniul public și va trebui să ajungem la o finalitate în acest sens și după aia, ulterior, să ajungem pe partea de asfaltare. Ce aș putea iarăși menționa, fiind faptul că și asfaltarea este prioritară, dar am încercat să venim cu proiecte care trebuie desfășurate și realizate înainte de asfaltare. În sensul că dorim să realizăm canalizarea pluvială. Avem un proiect, un SF, un lucru în acest sens. Dorim de asemenea să îngropăm cabluri. Deci avem contracte deja semnate pentru proiectări. Unul este și de execuție care este semnat pe strada Gării, un contract care dacă toamna va fi mai lungă, o să încercăm din toamna aceasta să începem lucrările. De asemenea, strada lungă este o procedură în lucru și cel târziu în primăvară vom începe și pe această stradă să îngropăm cablurile, să modernizăm iluminatul public și să dăm o conotație și un aspect plăcut, fiindcă strada lungă este strada pe care trec cei care străbat Cristianul și vrem să fie frumoasă, avem construcții frumoase și vrem să le punem în valoare. Foarte multe lucrări, dar bugetul local? Vedeți că n-am putea spune că în prezent ne-am plânge de partea aceasta financiară, dar cu siguranță
valoarea acestor proiecte va cântări mult și pe bugetul local, dar nu așteptăm și pe lângă proiectele depuse, vom mai depune în continuare și vom mai căuta linii de finanțare, pentru că este important pentru noi să aducem bani din fonduri europene și din bugetul local să putem să fim mai disponibili spre cetățenii Comunei Cristian să realizăm mărunțișurile, să zicem așa, dar le vom realiza pe toate. Cu gradul de îndatorare, cum stați? Nu avem împrumuturi și nici nu avem intenția să ajungem. Nu e ceva ce mi-ar face plăcere sau așa grea, dar cu siguranță localitățile care au grad de îndatorare și au împrumuturi, probabil au marjat pe niște oportunități de dezvoltare și nu pot să am o părere negativă la adresa dumnealor. Și cum spuneați, sunt multe proiecte în desfășurare, proiecte viitoare pe care vi le propuneți așadar, dar aveți personal suficient, domnule primar? Să știți că este una din cea mai mare problemă care ne confruntăm noi, dar probabil și toate autoritățile publice locale. Da, nu este mici, doar cazul. În special cele mici, fiindcă majoritatea posturilor pe diverse servicii compartimente sunt poate chiar unice, în sensul că ai un angajat la urbanism, un angajat la juristic sau alte servicii și atunci în momentul când acea persoană lipsește, ești undeva blocat. Mai mult decât atât, faptul că încerci să demarezi proiecte europene implică o activitate deosebită. Probabil de-aia sunt localități care nu încearcă să folosească partea asta de finanțare și va trebui să ne implicăm atât eu cât și angajații. Trebuie să avem o activitate care să putem duce la bun sfârșit aceste proiecte. Poate în viitor vor gândi cei care elaborează și emită acte normative să găsească o soluție ca și bugetul unei localități să aibă un efect asupra numărului de posturi, fiindcă dacă ai un buget ca un oraș și ai restricții pe partea de număr de posturi în funcție de numărul de locuitori, automat apar necorelări și nu poți să-ți realizezi activitatea la parametrii doriți. Oricum, procesul este îngreunat din cauza unui deficit de personal. Domnul primar, spuneați tot înainte de alegeri că vă axați așadar pe educație și sănătate. Dar ce facem la capitolul cultură, sport? Aici ce ne puteți spune? Deci, deja în primul an de mandat pot spune că am investit foarte mult în educație, în școlile, două școli care le avem, în grădiniță. Avem program prelungit la grădiniță, avem program la școală Șansa la viață, care o parte dintre copii sau prin rotație participă la diverse activități școlare. Am investit mult pe partea de reparații, dotări, locuri de joacă. Deci consider că în această direcție am ajuns la niște parametri importanți. Pe partea de cultură, cum ziceți dumneavoastră, deci am avut diverse evenimente culturale care au ridicat, să zicem, un pic standardul comunei noastre. Au fost cunoscute toate evenimentele acestea și la linie județeană sau chiar națională. Am avut Carfestul, acea săptămână culturală cu diverse activități culturale. Am avut Cercetașii, o săptămână de zile, 10 zile, practic, și-au desfășurat activități în comuna noastră. Primăria a fost implicată și pe acest proiect. Și evenimente culturale care sunt în derulare în continuare, deci am avut zilele Cristianului, mai avem în continuare balul pompierilor și alte evenimente. Ce evenimente mai urmează? Am avut o martie în fiecare an. Comuna Cristian susține această acțiune a doamnelor și cu siguranță prin tot ce vom face vrem să ridicăm standardul comunei și să o facem cunoscută. Și observ că încercați să colaborați și cu alte localități din alte țări. De exemplu, Vârșețul. Știu că s-au pus bazele unei colaborări săptămâna trecută la Vârșeț. Ce înseamnă de fapt această colaborare, domnule primar?
Dorim ca în permanență să căutăm soluții de finanțare. Chiar dacă v-am zis, nu înseamnă că avem bugetul mic sau nu ne-am permite unele proiecte să le finanțăm din bugetul propriu, dorim în continuare linii de finanțare și pe partea asta de asociere între localități din țări diferite, membre în Uniunea Europeană, se pot atrage anumite fonduri și cred că este important și acest lucru, chiar dacă un proiect două am putea finanța și pe această direcție, e important să putem să dezvoltăm comuna pe proiecte de colaborare cu Vârșețul. Vrem să încheiem o colaborare de asociere cu... O înfrățire. O înfrățire. Sperăm să ajungem și acolo și după aia împreună să identificăm acele surse de acele proiecte care sunt atractive pentru ambele localități, să putem depune solicitări de finanțare și să ne atingem scopurile fiecare dintre noi. Haideți să urmărim materialul realizat la întâlnirea regională din Bulgaria și revenim imediat. Întâlnirea regională a avut loc la Vidin, în Bulgaria. La eveniment au participat reprezentanții administrației publice locale și județene din Brașov. Din informațiile pe care le am, știu că zona Brașovului și a Făgărașului sunt foarte dezvoltate din punct de vedere economic. Învățământul este la un alt nivel, foarte ridicat, și tocmai din aceste motive, cu mare plăcere, o să colaborăm cu primarul din Făgăraș. Acest parteneriat, din punctul meu de vedere, va fi un parteneriat pentru a accesa diferite finanțări pentru dezvoltarea comunității. Și aici vorbim dezvoltare din punct de vedere turistic, a segmentului turistic pentru cele două localități, din punct de vedere economic, schimburi economice între cele două județe, cele două țări și cele două municipii. Tot în Bulgaria s-au pus bazele colaborării administrative între Cristian și localitatea Vârșeț. La întâlnire au participat primarul comunei Cristian, Gicu Cojocaru, și primarul din Vârșeț, Ivan Mihailov Lazarov. Crearea unui parc de aventură, organizarea unor festivaluri, tabere tematice pentru copii, schimburi de experiență între școlile dintre cele două localități sunt doar câteva dintre proiectele propuse de primăria Cristian, finanțate prin fonduri europene sau de la bugetul local. Este important ca aceste două țări să ne susținem reciproc, să avem proiecte comune care să creeze o dezvoltare a zonei din care facem parte și cu siguranță acest lucru trebuie să plece de la îmbunătățirea relației între unitățile administrative. Mai mult decât atât, mănăstirea de la Cristian, județul Brașov, va colabora cu Clisurski Manastir de lângă Vârșeț din Bulgaria. În fiecare an, 50 de copii români și 50 de copii bulgari vor veni într-o tabără spirituală și educațională în cele două locații. Va fi un proiect de colaborare și social, interetnic și educațional. Toate aceste demersuri sunt făcute, bineînțeles, cu îndrumarea și binecuvântarea preasfințitului Părinte Laurențiu. Scopul este, întâi de toate, de apropiere între cele două nații. Este foarte important că oamenii se unesc și nu se separă. Trăim într-o perioadă în care oamenii sunt foarte separați unii de alții. Biserica i-a învățat tot timpul pe oameni că trebuie să fim uniți și că trebuie să lucrăm împreună. În urma acestor parteneriate se vor încheia protocoale de colaborare culturală, economică, administrativă, de promovare a turismului religios, de dezvoltare durabilă a celor două regiuni, dar și de atragere de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea parcurilor tematice, științifice, industriale, precum și a unor centre de afaceri. Trebuie să ținem cont că suntem țări în aceeași parte a Europei și prin eforturi comune vom avea un cuvânt de spus mult mai bun în fața Comisiei Europene și altor țări din Uniunea Europeană. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Camerei de Comerț Balcanice, gremiul Levantin, și s-a desfășurat în perioada 5-8 octombrie. Vorbim așadar, domnule primar, despre o înfrățire cu localitatea Vârșeț. Cum vi s-a părut dumneavoastră această localitate? Ce asemănări și ce deosebiri există între Vârșeț și Cristian? Deci, ca număr de populație, ne asemănăm foarte mult și dumnealor sunt undeva în jur de 5500 de locuitori, noi v-am zis 5200, este dezvoltată și a fost practic foarte dezvoltată și apreciată ca stațiune de tratament, practic Vârșețul. Cred că de acolo am avea de învățat, în sensul că și la noi în comună trebuie să creăm anumite proiecte turistice care să fie atractive pentru cei care vizitează județul Brașov.
Pentru început va trebui să începem cu mici pași, în sensul că va trebui să ne cunoaștem mai bine. În acest sens am dorit și s-a purtat discuții deja ca anumite grupuri de copii de la noi din Cristian, dar și de la dumnealor să vină în schimb la noi, să ne cunoaștem, să cunoască obiceiurile cristolovenilor și al românilor. Deci e foarte important să ne cunoaștem, să găsim corelări în unele proiecte, mai ales pentru faptul că în anul viitor vom prelua conducerea Uniunii Europene, atât dumnealor și cât și România. Cred că o susținere reciprocă a anumitor proiecte ar fi importantă să reușim pentru ambele țări și cred că și pentru regiunea în care ne aflăm ar trebui să demarăm proiecte comune pentru a putea să ne ridicăm. Ce alte proiecte comune ar putea fi demarate? Păi sunt și pe partea de turistică, v-am zis, chiar am dorit să realizăm un balon de film, deci practic un evenimentele culturale ale comunei noastre, dar și anumite filme să pot să le dăm în acele locații și de aici, începând după aceea, să putem dezvolta pe partea de agrement zona unde amplasăm și unde avem și terenul ca să devenim tot mai atractiv și să avem mai multe obiecte de interes local care să facă să creeze interes. Apropo de turiști, cum stați cu numărul turiștilor la Cristian? Sunt turiști care vin să viziteze? Practic, cel mai mult am fost vizitați cu ocazia evenimentelor culturale, deci au fost cunoscute aceste evenimente atât în județ, dar și în țară. Au venit foarte multe persoane care ne-au vizitat comuna, de asemenea cu cercetași și cu Jamborea, unde aproape 2000 de tineri au participat. Deci s-a văzut imediat, practic, că comuna crește, în sensul că și din punct de vedere economic, toate magazinele, toate pensiunile au fost ocupate și trăim mai bine și mergându-le mai bine afacerile celor societăților comerciale, automat și comuna prosperă. Deci, cam acestea ar fi. Dar pe ce parte. Obiective turistice pot vizita cei care vin în această zonă? În prezent avem un centru de informare, din păcate foarte puține puncte turistice, în sensul că avem Biserica Evanghelică, care în prezent are un program de vizită și prezintă interese din partea vizitatorilor. Avem stejarii seculari care va trebui să le punem în valoare prezența lor și faptul că sunt pe raza comunei Cristian, să-i mediatizăm și să fie mai cunoscuți în țară. Avem acel un lac care în prezent este privat, lângă care dorim să realizăm și noi, Comuna Cristian, un proiect similar. Cam atâtea proiecte, din păcate. Multe proiecte. Da. Domnule primar, cum ați descrie primul an de mandat? Cu multe provocări? Cum a fost? Greu. Greu. Greu, dar am știut la ce mă ambalez, să zic așa. Important e că suntem o echipă, lucrăm în echipă și acolo unde există unitate și corelare, se merge înainte. Un an care, vă spun, nu cred că este noapte în care să nu mă gândesc ce este de abordat pentru ziua următoare, cum pot rezolva și găsi soluții pe unele direcții. Deci un an de ambiții, un an care cu siguranță va avea un rol important pentru următorii ani, în sensul că în acest an s-a pus baza unor proiecte care creionează o strategie pe termen lung și va fi benefic pentru comuna noastră. Și în acest an, cu ce probleme au venit cetățenii la dumneavoastră? Ce probleme v-au semnalat? Deci, care au fost principalele probleme semnalate? Principalele probleme care sunt, să spun așa, mai greu de
realizat de mine și de a le rezolva. Mai sunt probleme pe fond funciar, în sensul că avem deficit de suprafață și anumite cereri nu le putem onora. Sunt documentații în lucru care au rămas pe suprafețe mici și cu probleme și sunt pași grei pentru realizarea acestora. Sunt repoziționări ale terenurilor arabile, în sensul că sunt anumite suprapuneri și încercăm să găsim soluții să putem întăbula și așeza pe noile standarde stabilite pe partea funciară. Lipsa unor spații, deci practic cere multe pentru închiriat, persoane care cu venituri mai mici sau chiar cu venituri care nu au unde locui. În acest sens, nu v-am precizat, am făcut foarte multe achiziții noi în acest an de bunuri, exact și pentru această temă socială. Deci, practic, am cumpărat un bloc care în prezent se află în faza de reabilitare, în sensul de a recompartimentare, în sensul că dorim să creionăm acolo cât mai multe spații locuințe sociale. Am cumpărat terenuri pentru diverse proiecte, un teren undeva la Maier, cum știu cristolovenii, unde în prima fază am dorit să creionăm o relație de colaborare cu un magazin pentru a face în acea locație. Se pare că anumite standarde nu ne sunt favorabile și va trebui să schimbăm cu o altă destinație acel teren. Așadar există și da, am luat probleme, mașină spuneam, nouă de pompieri, am luat provocări multifuncțională, deci am dorit să facem dotări și pentru pompieri și să creionăm posibilitatea de a implementa unele proiecte, că degeaba ai gândire, ai viziune, dacă nu ai teren în proprietate pe care să poți realiza acele proiecte, automat te blochezi. Așa este, cert este că aveți foarte multă treabă încă. Vă mulțumesc foarte mult foarte pentru multă prezență. Treabă. Eu să rog cristolovenii să aibă răbdare, vă mulțumesc invitație și vă mulțumesc pentru prezență încă o dată. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi, rămâneți cu bine și în actualitate să aveți o săptămână excelentă. La revedere!